Potrivit Ministerului Comunicațiilor, această metodă de perfecționare online va duce la instruirea unui număr dublu de funcționari, costurile fiind mult mai reduse decât instruirea clasică. Inițiativa Ministerului nu va putea prinde viață în toate instituțiile publice. Unii primari spun că un astfel de program se va putea adresa cu precădere generației tinere. Sunt salariați care au în jur de 60 de ani, 55-60 de ani, care sunt aproape de pensie. Credeți că știu să folosească foarte bine sistemul? Credeți că pe cel la 55-60 de ani îl mai interesează instruirea când el mai are un an, doi până la pensie? Probabil că ministerul venea cu o propunere de schimbare a generației. Obiectivul proiectului este creșterea eficienței procesului de instruire a funcționarilor publici din administrația publică, centrală și locală. Funcționarul public va avea acces online la materiale de calitate, beneficiind în același timp de suport tehnic și de conținut, recomandări bibliografice, cazuri de bună practică, modele europene din partea unor experți care au competențe în domeniu. Platforma online va permite, de exemplu, planificarea unui curs sau organizarea unui grup de discuții. De asemenea, angajații vor avea acces online la cursuri despre dezvoltarea sistemelor societății informaționale, semnătura electronică sau metode de autentificare în sistemele informaționale.